În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacenice, părinte și biserică creștină, în primul rând vă mulțumesc că m-ați primit astăzi aici să putem sluji împreună taina Sfântului Maslu în această biserică vie. Ce înseamnă o biserică vie? Înseamnă o biserică în care credincioșii vin și încearcă să intre în ritmul slujbei. Pentru că, într-adevăr, Hristos, în momentul în care s-a înălțat la ceruri, nu ne-a părăsit. Ne-a spus, prin intermediul apostolilor, că purrea va fi cu noi în toate zilele veacului acestuia, cu atât mai mult în veșnicie. Și cum este cu noi purrea? În Sfânta Biserică, cea întemeiată la cincizecime, întemeiată pe cruce și apoi întemeiată în chivăzut la cincizecime. Cum suntem noi vii în biserică în momentul în care încercăm să intrăm în această viață tainică a bisericii? Care viață a bisericii este, se poate simți tocmai în primul rând în Sfintele Slujbe? Sfintele Slujbe nu sunt scopul principal al vieții. Scopul principal al vieții este mântuirea. Mântuirea se dobândește prin inimă curată. Prin inimă curată, unită cu Hristos, pentru că de aceasta a venit Hristos, ca noi să ne putem curăți inima. Dar slujbele, Sfintele Slujbe, sunt una dintre cele mai importante trepte prin care putem să ajungem la această inimă curată. Nu sunt singure, dar sunt strict necesare. Prin Sfintele Slujbe nu înțeleg numai taina Sfântului Maslu, înțeleg și Sfintele Taine. Fără de botez nu se poate intra în Împărăția Cerurilor. Înțeleg Sfânta Împărtășanie. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu este vrednic de mine. Înțeleg, bineînțeles, Sfântul Maslu și toate celelalte taine, pocăința. Sfintele Slujbe înțeleg și acatist, înțeleg și paraclis, înțeleg tot ce se face în cadrul bisericii de către credincioși. Nu neapărat numai aici, în locașul de cult, ci ceea ce facem noi acasă, în acord cu ceea ce ne învață biserica. Este, de asemenea, ne ajută să participăm la acest ritm tainic al vieții pe care Duhul Sfânt o suflă prin biserică, prin credincioșii săi. Ce ne împiedică să fim cu adevărat o biserică vie? Ne împiedică nu taina bisericii și nu biserica, cea care este divină, umană și care va exista până la sfârșitul veacurilor, ci ne împiedică pe fiecare dintre noi păcatele care ne rup de Dumnezeu. Păcatele care ne fac să trăim pentru noi înșine și după cugetul nostru sau după cugetul lumii acestea. Veacul acesta căzut și păcătos, lumii cele care n-a vrut să primească pe Hristos. Spune că Dumnezeu, cuvântul, s-a făcut trup și între Aisei a venit și Aisei nu l-au primit. Lumea nu este în sine rea, dar lumea ea însă și este stăpânită și poartă urmările peccatului strămoșesc. În momentul în care Dumnezeu a creat pe oameni, le-a spus la început, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Această poruncă i-a dat-o Dumnezeu primilor oameni în rai, înainte de cădere. Această poruncă rămâne valabilă și va fi cu adevărat împlinită în veacul viitor. Dar din pricina păcatului strămoșesc și această poruncă a fost deformată. Nu mai vedem prin creștere și mulțire stăpânirea pământului, nu mai vedem decât dorința de a supraviețui cu orice preț sau căderea în păcatul de sfârșit. Aceste două lucruri sunt evidente în zilele noastre. Dorința de supraviețuire cu orice preț ne face să ne întemeiem, să ne întemeiem viața noastră, să ne lăsăm în viața noastră spirituală să crească buruiana fricii, a groazei de ceea ce ni s-ar putea întâmpla. Ca și cum pentru noi tot ceea ce contează este să trăim în viața aceasta. Ca și cum pentru noi nu ar exista viață veșnică și nu ar exista făgădința vieții veșnice. De aceea, în momentul în care eu mă las cuprins de această groază, deja nu mai sunt poartaș ritmului bisericii și nu mai sunt partea bisericii. În momentul în care mă las cuprins de gândurile de sfârâu, chiar dacă eu nu, dar societatea în care trăiesc încearcă să-mi inducă aceasta mie și familiei mele, copiilor mei. În momentul când mă dau acceptul interior că așa ceva, așa este, n-avem ce face,
În momentul respectiv, deja încep să mă îndepărtez de adevărata viață bisericii. Bineînțeles că există pocăință. Există întoarcere către Dumnezeu în orice clipă. Și cel care se teme prea mult pentru viața sa pământească, se poate întoarce către Dumnezeu să-și dea seama că, de fapt, ceea ce frica cea bună pe care o are este frica de Dumnezeu și frica de înfricăștoare judecat. Nu frica de a supraviețui aici. Cel care alege la frica de Dumnezeu, cea adevărată, aceea de a nu-L supăra pe Dumnezeu cumva. Și frica de înfricăștoare judecată, gândul acesta că la judecată s-ar putea să dobândească nu răspunsul cel bun, ci El să-și aleagă partea de-a stânga. Aceste frici sunt ziditoare. Frica de a supraviețui este distrugătoare. Este cea care ne macină și ne consumă sufletește. Și acesta a fost leitmotivul societății în care trăim de un an și jumătate. Cealaltă parte a desfrâului, încă, dăm slavă Dumnezeu, aici sunteți și cred că sunteți o biserică puternică, o comunitate puternică în care această boală să nu intre. Dar este evident că există o presiune la nivelul societății pentru ca această boală să fie implementată, să fie introdusă în sufletele copiilor noștri prin intermediul mijloacelor puterii, adică prin plan de învățământ. Ce putem noi face? Noi nu putem schimba plan de învățământ, nu putem schimba ordinea aceasta a lumii căzute venite de la marforul internațional. Dar pot face cu copiii mei și cu cei apropiați ai mei de fiecare dată să le spun: nu este bine, nu este normal. Firescul este ceea ce mă învață biserica. Firescul este dragostea cuminte și frumoasă într-o bărbat și o femeie. Firescul este colegialitatea, amiciția, prietenia între doi oameni de aceeași gen. Și firescul este să-l îngădui și pe cel de lângă mine, dar să nu mă las contaminat de păcatele sale. Aceasta trebuie să o faceți. Cum putem face lucrul acesta? În momentul în care suntem, într-adevăr, și aici revin și cu asta închei, părtași bisericii. Suntem cu adevărat mădulare vie ale bisericii. Deci în momentul în care eu stau și nu mă las nici înfricoșat de ceea ce îmi prezintă lumea aceasta ca fiind sfârșitul, nici îndulcit de ceea ce încearcă lumea aceasta să-mi dea pentru ca să-mi câștige mie libertatea sufletului, să-mi corupă mie sufletul și copiilor mei, în momentul în care nu mă las îndulcit și înfricoșat, în momentul acela eu nu sunt deloc manipulabil. Cum pot să nu mă las nici îndulcit, nici înfricoșat? Niciodată cu puterea mea, ci cu puterea lui Hristos. Pentru că spune Mântuitorul că cel care va păstra mărturisirea de credința lui Petru, că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu cel viu, spune Mântuitorul că cel care va crede cu adevărat aceasta, cu adevărat aceasta, nu doar cu vorba, ci în adâncul inimii sa aceasta, acesta va face parte din biserica aceea pe care nici porții iadului nu o vor birui. Deci ceea ce putem noi să facem fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, dumneavoastră și noi, este să ne apropiem mai mult și mai mult de Hristos. Sistematic de Hristos. Cum? Împlinind exact cu acrivie, cu atenție, cu credință, cu sârg, cu dragoste, cu semnătate, poruncile bisericii. Postul, rugăciunea, venitul la slujbe, încercarea mereu de a iubi pe ceilalți, de a ne iubi vrăjmași, încercarea de a împlini fericirile. În felul acesta, cu adevărat, vom simți în viața noastră prezența lui Hristos, vom simți în viața noastră mângâierea Duhului Sfânt. Vom simți că suntem părtași ai bisericii. Și dacă suntem membre vii ale bisericii, mădulare vii acestei biserici divino-umane, care are ca și cap tainic pe Hristos Domnul nostru și are ceea care dea viață Duhul Sfânt, în momentul acela nimic nu ne va mai putea rupe pe noi de Hristos. Și dacă nu ne rupe pe noi nimic de Hristos, atunci avem mare nădejde că și cei dragi ai noștri, cei apropiați ai noștri, că sunt copii, că sunt nepoți, că sunt prieteni, că sunt cunoștințe, și aceia vor putea cumva să ajungă la această Evanghelie, la vestea cea bună a lui Hristos. Deci, nu uitați,
Lumea vrea să fim înfricoșați și lumea vrea să fim desfrânați. Când spun lumea, înțeleg lumea care are putere și influență politică în lumea aceasta. Hristos ne dă puterea să fim curați și să fim cu adevărat liberi. Avem de ales fiecare dintre noi și nu o singură dată, ci de fiecare dată. Pentru că, vedem prea bine, există o stăruință foarte mare în a cultiva în sufletele noastre și a copilului nostru buruienii. Dar noi trebuie să fim mai stăruitori decât aceia, să dăm deoparte, să privim buruienile, să punem mereu cuvântul cel bun, vestea cea bună, harul pe care Sfânta Biserică îl întreabă. Amin.